examenul din nou. Așa am avut un ghinion. Dar o să zic că la examen m-am dus și erau împărțite pe accidente, pe alcool, pe așa, așa, așa. Și la un moment dat spunea, șudele Larisa, categoria. Și m-am ridicat așa și zis, alcool. Mamă, deci toți erau mai bărbați acolo. Deci toți bărbați s-au uitat la mine și că mai asta e bun. Hei, hey, bună Larisa! Bună Ciprian! Astăzi suntem alături de Larisa, poate mulți dintre voi o știți de la emisiunea Puterea Dragostei de pe Canal D, dar cu siguranță și mai puțin ați văzut-o la volan, în trafic. Dăm o tură cu mașina cu Larisa astăzi, prima dată punem centurile ca să nu ne amendeze poliția din start. Suntem un exemplu pozitiv. Măcar acum când îi dăm drumul, da? Hai. Bun. Ca să le spunem prietenilor noștri, suntem într-un Mercedes. Și ce îmi place mie în Mercedes. Da, și cu fete frumoase la volan. Bun, mai ții minte când ai făcut școala de șoferi? Mai ții minte, de-au trecut atât de mulți ani, de nici nu mai știu. Ai luat permisul din prima? Din a doua. Am mai știu câte puncte erau atunci, la fel ca și acum, la sală. La oraș, la ce ai căzut, la sală sau la oraș? La sală. La sală, dar după am zis bă, trebuie să învăț, dar m-am pus la volan și mă gândeam, zic, ce aș face eu dacă aș fi într-o intersecție, așa am învățat. Serios? Da, nu m-am dus să citesc, dar m-am gândit eu, ce aș face eu, bă, dau prioritate, nu dau prioritate, bă, semnele, cam așa am învățat. Eu am avut noroc, l-am luat și de atunci cred că sunt vreo, nu știu, 10-15 ani. Deci nu vreau să zic ești... că azi zice lumea că sunt bătrână, că sunt așa, că nu mai experimentată. Ești experimentată. Eu chiar am întrebat-o pe Larisa înainte de a face filmarea asta. Larisa, ai de mult permis. Sunt safe să mă urc cu tine în mașină. La care zici? Nu vreau să mă laud, dar chiar conduc foarte bine. Și vreau să încetați voi bărbații cu chestia asta că femeile sunt proaste la volan, să zic așa, pe românește. Nu sunt. Adică nu pot să spun. Nu, proaste șoferițe. Proaste șoferițe nu sunt. Adică chiar conduc și conduc bine. Și nu vreau să-ți demonstrez aici ție că eu conduc bine, dar chiar conduc bine. Păi deocamdată conduci bine. Suntem în localitate și nu avem voie să depășim o anumită viteză. Da? Deci da. Să nu... Da, care a fost cel mai lung drum care l-ai făcut? Să știi că am plecat odată de la Deva la Londra, singură. Singură? Singură. Și toată lumea, deci la cine am spus, nu m-a crezut, dar a fost așa o ambiție și am făcut, cred că am făcut vreo 18 ore. Și n-ai oprit deloc? Am oprit doar la benzinărie, m-am dus, dar am alimentat. Să peste noapte? Nu, mi-era frică, îți dai seama. Nu le-am spus alor mei că plec, îți dai seama că stăteau săracii cu... grijă să mă știe pe drum și singură și fată și așa mai departe. Dacă vreți să știți mai multe despre Larisa, o găsiți pe Instagram, Facebook și YouTube. Larisa Judele, scrieți acolo și aflați și alte lucruri frumoase despre ea. Da. Noi vorbim despre trafic. Acum, apropo, n-ai nicio poză cu ai o poză cu mașină cu o decapotabilă. Da, am filmat un clip cu un coleg. Care e mașina ta preferată ca și marcă? Mercedes. Păi, nu știu, știi, zici Mercedes și restul mașini. Da, mă, să știi că e adevărată chestia dacă asta. Dacă adică... e să-mi cad așa din univers vreo 100.000 de euro, să-mi am și o Mercedes. Cu siguranță ar fi un Mercedes. Ar fi un Mercedes, înțeles. Da. Și cea mai faină mașină care ai condus-o în afară de asta? Am condus Ferrari, am condus Porsche, le-am condus pe toate. Dar totuși rămâi la Mercedes. Am fost stărit așa de prieteni. Am înțeles. A, bine, te-ai și învârtit într-o lume în care, sau lumea showbiz-ului aduce și astfel de mașini la un moment dat. Da, să știi că am fost foarte discretă și acum să știi că îmi pare puțin rău. Da, te-am și certat. Mai certat, da. Când ne-am întâlnit prima dată, eu te-am certat. Mai certat, pentru că acum văd că se... oamenii din spate, adică foștii colegi, atât de mult expune aceste lucruri, care eu le-am făcut acum vreo 10 ani și mie mi se pare așa, știi, și eu nu am fost în umbră. Și ce ți se pare cel mai greu în trafic? Oamenii, și eu nu pot să spun că sunt foarte atentă, dar urăsc asta, nu știu, eu sunt sigură pe mine, deci dacă merg, nu intru într-o depășire dacă nu sunt sigură pe mașină, da? Adică dacă știu că nu trage mașina, nu sunt. Nu suportă, uite, să-ți explic mai pe înțelesul nostru. Da? Mergeam spre București cu o prietenă, nu era autostrada făcută încă, și lateral erau doi băieți foarte
de ei acolo să ne demonstreze nouă și mașina. Voi mașina doar fete. Și noi, eu mașina cu prietena mea. A, da, tu nu știi că se întâmplă întotdeauna bărbații când văd mașina. Da, și chiar îi spuneam prietenei mele, zic, băi, zic, ceva, nu știu, simt ceva că nu e bine cu băieții ăștia, zic, prea mult, se intrau, depășeau, veneau mașini din față, deci o nebunie. Vreau să spun că, nu știu dacă știi că erau hopurile alea spre da. Sibiu, deci a intrat, m-a depășit pe mine. Și eu am accelerat pentru că vedeam că vine mașina din față, deci nu știam ce să fac, am să accelerez ca să poată să intre el în spatele meu. Dar n-am mai apucat să intre și vreau să zic că a intrat în plin în cineva. Așa, erau o dace cu doi bătrânei și am rămas așa puțin. Și uite, nu-mi plac oamenii care sunt agresivi în trafic, da. Și eu conduc foarte agresiv, m-am obișnuit în București, în traficul ăla nebun. Dar totuși, băi, fac de toate în trafic. Am înțeles, mă machiez, mănânc. Serios? Tot fac în trafic. Păi bun, și volanul ce faci? Ok, uite, hai să zicem că acum te-ai machia. Da. Bine, dar mergi încet, știi, ca să stau așa. Uite. Să stau așa dacă te machiez. Da, mă machiez și uite, am așa o chestie cu piciorul, cu genunchiul. Și mă machiez, îl țin și îmi pun asta așa și uite, mă fac repede pe buze. Dar sunt foarte atent. Am făcut ceva greșit? Nu. Nu, dar m-a ținut bine, să fiu sigur. Nu. Ok, deci dar când chiar și când mergi sau doar când ești la semafor te machiezi? Și când merg, păi uite, acum ți-am demonstrat fără. Da, bine, asta că ai vrut să demonstrezi tu, dar rest? Și la semafor? La semafor, tot timpul, dacă sunt în întârziere undeva, intrusă aici, fac repede, mă machiez, pun contur. Sunt specialistă în machiaj. Ai avut vreun accident? Niciodată, doar când nu am avut permis, dar asta nu e, adică m-a dat cineva mașina să o conduc la țară. Și da, acolo nu se pune, da, deci nu i-a dat pune. Mașina, dar cred că nu era drum, era pe câmp. Zici? Era pe câmp, da, okay. Era chiar pe câmp. Okay. Și atunci m-am urcat eu la volan și mi-a spus, e sigur, atunci eu mă pregăteam pentru școală și vreau să mă exersez așa. Și atunci, da, am alunecat, era o pantă și eu în loc să apăs ambreiajul și să o bag în viteză, eu am apăsat și ambreiajul și frâna și m-am dus sania, știi? Și acum m-am întors, a fost cu roțile în sus, dar m-a ajutat Dumnezeu și nu am pățit nimic. Și câte drumuri fac, pentru că eu de 10 ani știi că stau în București, vin tot la 2 săptămâni acasă și am drumuri. Deci și chiar acum? Partea picantă a poveștii noastre, ai avut la permis. Ca să fie și mai picant, întreb și de ce după aceea, dacă eu, da. Eu cred că sunt mai rău ca un bărbat, serios, pe cuvânt. Deci eu cred că sunt mai rău ca un bărbat la ce ține de condus, pentru că maica mi-a spunea, mă, fată, zici că te-am făcut în tir. Deci ești numai pe drumuri, ești numai cu bagajul și pe drumuri. Și da, am avut permisul, am avut o dată luat de la viteză. Am avut 210. Cât? 210. Și a fost aproape în localitate când trebuia să am, nu știu, 70, ceva de genul. Era drumul foarte curat, mă grăbeam foarte tare undeva și, da, l-am luat pe 3 luni. Dar atunci, nu știu ce am făcut, că nu a trebuit să-l mai dau încă o dată. Adică, după 3 luni să știi că polițiștii, așa să spun așa un secret, sunt foarte amabili cu domnișoarele, adică eu am avut noroc. Ba, să știi că am observat chestia asta. Puteam să am de mai multe ori ghinionul de a lua permisul. Și odată, hai să zic, zic, că n-am cum să nu zic, că uite, mă prinzi așa și foarte păi trebuie sinceră. Să zici acum, știi că așa cum ne și urmăresc mult, ia să vedem. Sunt oricum, un exemplu pozitiv. Domnilor de la poliție, spun. Dacă ne urmăriți, ce ne povestește a fost? Da, eu cred că toți poliții, mai ales pe ruta București, toți mă știu. Ok, bun. Deci ce ai făcut? Deci prima dată de la viteză. Să nu faceți asta, da, deci să nu faceți asta. M-am dus într-o seară cu niște prieteni în centru vechi. Și am stat noi acolo și am băut și eu un pahar de alcool. Prosecco, să zicem. Prosecco, să zicem. Și după mi-a spus, bă, nu mă urc la volan, că nu are rost să mă urc așa, 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 dar distrate noi cum suntem, n-am găsit taxi, că știi că e nebunie. Corect. Cu taxi, așa. M-am urcat frumosel la volan și, ca să vezi că îmi era, m-a lovit cineva în parcare și spoilerul meu era puțin ieșit. Și mă, eram lateral cu poliția la semafor. Poliția, polițistul a ieșit pe geam și mi-a făcut, zice, uite, ai ceva. Eu, noi mă gândeam că cine știe ce vrea. Da, ce vrea.
omul iar făcea, ai o problemă acolo. Noi, aia era mai multe ca Gigi în mașină. Da, 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 da. Și după aceea și-a dat seama că suntem vesele. Vesele. M-a tras pe dreapta și mi-a pus viola. Vreau să zic că am râs, nu știam cum să subru viola aia. Eram pe jos. Prietenele mele ziceau, bă, asta ia permisul, ce facem? A fost cu mine acolo și un prieten foarte drag mie, pe Ștefan Stan, nu știu dacă îl știi. Da, cum să nu? Și, și el a zis, bă, zice, ce facem? Că n-ai ce să faci. Pe unde o luăm? Pe la București, că tot vorbeam de București. Așa, știi, hai. Apropo de intrarea pe autostradă, facem o paranteză, că tot intrăm pe autostradă, ți s-a întâmplat vreodată să intri pe unde nu trebuie? Da. Și mie. Acum un an când să mă duc la mare era să mă întorc acasă. Pe bune? Serios, am intrat pe breteaua care duce înapoi. Deci da, s-a întâmplat și ție. S-a întâmplat. Bun, și te-a oprit poliția. Și m-a oprit poliția și suflă fată așa, râdeau ăștia de mine că suflu în fiolă. Fetele îmi făceau story așa mai departe și da, am avut s-a simțit că am băut puțin. Da. Dar faza cea mai jenantă, să zic așa, pentru o femeie, adică așa m-am simțit eu, e că a trebuit să dau examenul din nou pentru acest lucru. Și m-am dus eu frumos la examen, îmbrăcat în cămășuț, așa, așa. Și n-ai rezolvat cu domnul atunci, polițist atunci? Nu, erau doi băieți tineri, atât de frumușei. Păi mai ales! Și unul care era ultima seară a lui și a zis că pe toată lumea nu iartă. Așa am avut un ghinion. Dar asta zic că la examen m-a dus și era împărțit de pe accidente, pe alcool, pe așa, așa, așa. Și la un moment dat spunea, șudele Larisa. Categoria alcool. Categoria. Și m-am ridicat așa și am spus, alcool. Mamă, deci toți erau mai bărbați acolo. Deci toți bărbați s-au uitat la mine și că, măi, asta e bun. Toată lumea s-a aștepta, măi, femeie, accident, sigură, știi? Alcool. Deci pentru mine aia a fost așa o chestie, n-am spus-o nimănui să știi că e în premiere chestia asta. Mă fac să dau așa din mine multe lucruri. Așa fac eu lumea, să zică tot. Da. Și a treia oară? Ai zis că de trei ori. A treia oară mi-a luat chiar aici, dar atunci am făcut o chestie și și-au dat seama că ei au greșit. Nu știu dacă ai pățit să pună semne pe circulație care nu au fost înainte și să-ți dai seama. Uite, și la noi la Deva este pe stradă unde eu stau și de când mă știu nu intram pe acolo și acum am zis că e interzis. Sensoric. Da, dar s-a rezolvat că și ți-a luat permis atunci sau nu? Da, mi-a luat, da, pe o lună și am stat. Știi cum, eu iau semnele astea, nu prea, dacă văd că mi se întâmplă ceva, le iau ca... Dumnezeu vrea să stau potolită și să mă ferească. Să iei o pauză. De... Exact. Cât îți place să conduci mai mult, ziua sau noaptea? Îmi place și mă relaxează foarte tare, ador să conduc, dar mai mult ziua, pentru că îmi dă așa o siguranță să pot să merg și să știu, pentru că am observat că noaptea, chiar dacă conduc mai tare sau mai încet, deja mă deranjează farurile, sunt ziua. Și revenim la partea cu femeile care sunt proaste șoferițe, ca să nu spunem așa. De ce crezi că lumea? Băgați pe mine în categorie. De ce crezi că lumea zice așa? Eu totdeauna m-am pus întrebarea asta. Pentru că sunt foarte multe femei, foarte multe femei, și eu cunosc câteva dintre ele personal, care sunt efectiv, doamne, pericol public. Ce înseamnă asta? Pentru că sunt, nu știu, n-au siguranța pe volan, nu au siguranța pe mașină, nu pot să fac o parcare, se pierd, le văd. Dar crede-mă că sunt foarte mulți bărbați care sunt mult mai rău decât o femeie. Corect. Deci, asta mă întreb, de unde a venit chestia asta, bă, femeile proaste șoferițe. Adică eu cred că sunt șoferi buni și șoferi proști. Păi da, tot de la bărbați, că vă place de misoginism. Să fiți voi așa, mai bărbații sunt cei mai cinci, bărbații sunt așa, dar potoliți-vă. Gata, stăm safe, un erase și încercăm să, să ne revenim la chestii. Dar vreau chestii. Să te întreb altceva, apropo de conduși și de felul în care te îmbraci la volan. Conduci cu tocuri, poți? Da. Poți? N-am nicio treabă. Deci vorbeam și cu Claudia și nu înțelegeam, îmi spunea Claudia, da, pot să-mi pun tocuri de 10, de 15, bine, nu știu eu cu tocurile. Nicio treabă nu am, toată lumea le vedeam și ți-am spus acum, îmi pare rău că dau
așa din casă și îți spun de unele prietene, să zic, sau cunoștințe. Deci dar odată trebuie să le aduci, trebuie să aducem prietenele, da. Și să zicem așa da, așa nu. Veneau cu tocurile în geantă, își luau Adidas și se puneau la volan, se tădeau jos, luau că nu puteau să conducă. Nu am treabă, deci știi că mai de mult acum nu mai port, dar mai de mult se purtau pantofii cu dita mai platformă, da. Și nu aveam nicio treabă, adică simt pedala. Perfect. Dar și dacă e toc, în afară de platformă, n-ai niciun fel de problemă. Nicio treabă. Și orice mașină conduc, adică nu. E normal prima dată când mor la volan și e o mașină străină să-mi dau seama cum ce e, pentru că ce îți place să conduci? Mașină cu cutie automată sau manuală? Eu am automată, dar de multe ori îmi doresc și manuală, pentru că nu știu, îmi place așa să simt. Să simți mașina. Nu uitați să o regăsiți pe Larisa pe Instagram, Facebook și YouTube. Dați acolo Larisa Judele și o să aflați o grămadă de lucruri interesante despre un domn polițist este pe margine și o domnișoară frumoasă ca tine îi face cu mâna. Crezi că mai oprește sau nu? Păi, deci, Doamne, cred că am dat numărul meu de telefon la jumătate poliția rutieră din România. Alo, poliția! Ce număr are Larisa? Exact. N-am mai răspuns după, să-mi fie rușine. Da. Dar la unii chiar am răspuns și mi-a făcut foarte mulți prieteni și, păi, asta e, lumea e făcută să se prietenească, să socializăm. Și nu să admire lucrurile frumoase, de... nu? Exact, exact. Acum m-a oprit poliția când a venit de la București, la Sibiu. Tot așa de la viteză, m-a prins puțin radarul, dar nu foarte mult. Și m-a iertat. Doamne, îi mulțumesc. Mulțumesc numărul de telefon, vă rog. Da, am rămas în relații bune. Perfect. Și, da. Băi, nu cred că tot ce spunem aici, nu cred că este un exemplu așa, dar hai să fim serioși că toți facem la toți fel. De aceea noi vrem să prezentăm oamenii reali, adică oamenii reali care sunt supuși greșelilor și fac tot felul de lucruri la volan pe parcursul deținerii permisului de conducere. Vrei să mai zic ceva? Da? Tot așa, ți-ai adus aminte? Mi-am adus aminte. Veneam tot de la București într-o vară și pe Valea Oltului m-a oprit poliția. Și ce mai trebuie și la ăștia? Zic că doar am venit bine, nu știu dacă am avut, poate că am depășit așa cu câțiva kilometri, dar nu, da, nu mult așa. Și la un moment dat îmi spune, verificăm ITP-ul. Și eu zic, da, stați așa puțin, foarte arogantă și okay. Suntem noi așa uneori. Și spuneți că dacă domnul polițist foarte, foarte, adică îi mulțumesc săracul de el, dar eu mută laică cum am fost, m-am băgat singură în gura lucrului. Pentru că mi-a spus domnișoară, aveți ITP-ul? Zic, da, normal că l-am, cum să nu l-am, că logic că l-am. Și el a zis, domnișoară, dacă vă bag în baza de date și nu l-aveți, o să trească să vă ridic talonul. Domnule, dacă crezi că e omul fără ITP, așa. Și a zis, gata, m-am dus acolo, m-am făcut toată varză, că ce ITP-ul crezi? Tău era expirat. ITP-ul meu era expirat și a venit domnul polițist și mi-a luat plăcuțele. Da, că ți-a talonul. Și a trebuit să caut platformă și să vină și am rămas o noapte prin Sibiu și m-am dus la ITP și vreau să zic că și ITP-ul din Sibiu sunt niște oameni foarte drăguți. Foarte. Pentru că, nu știu, pentru că mă, oamenii vin în ajutorul tău și după suflet. Eu așa mă consider un om bun, cu suflet bun și atunci parcă nu pot să nu... Clar. Am făcut un material cu Mihai Dacin, care este unul dintre cei mai faini vlogeri pe partea auto și îl întrebam ce faci prima dată când te urci la volan. Știi ce mi-a zis? Îți verifici actele. Exact ca și cu ITP-ul, știi? Îți verifici actele. Știi ce vreau să spun eu acum? Mă uit în oglindă. Da, mă, și ITP-ul nu-l ai iară. Nu, l-am.
Nu, da, cred. E tare chestia aia. Ce faci prima dată? Știi, adică, aia, apropo, te uiți în oglindă, te uiți, cauciucurile umflate. Nu, 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 eu mă uit în oglindă să văd cum arăt. Cam sunt așa, frumoase, Maxim, sunt bine, sunt okay. Mă uit în oglindă, n-ai că e bine. Și mergem înainte, știi? Se învârt roțile, ce mai trage motor. Crede-mă, am văzut foarte multe lucruri și accidente pe șosea. Și am avut așa, uite că acum vine să spun un lucru. Mergeam pe, tot așa, cred că spre București. Și era pe un pod și a venit un tir din față, a intrat în depășire. Și am zis gata, n-aveam cum să-l mai, mă gândeam, n-am cum să-l evit. Știi că e fracțiunea aia de secundă, știi? Și vreau să zic că nu știu cum am trecut pe lângă el. Deci când m-am oprit, tremuram toată, am început să plâng. Și am simțit, zici că Dumnezeu m-a luat din fața lui, m-a pus deoparte, a trecut tirul și m-a pus înapoi pe șosea. Mă jur că așa am simțit în momentul ăla, că s-a întâmplat. Pentru că efectiv nu aveam cum să evit, pentru că venea în față și mai ales urăsc tiriștii ăștia. Seara să uită în oglindă. Da, am ajuns. M-ai prins. Te-am prins, dar acum stăm pe loc, da. Am ajuns la destinație. Concluziile le tragem pe scurt. Adică ce nu trageți să... concluziile. Da, nu trageți concluziile alea greșite. Adică să nu bem când ne urcăm la volan, să nu ne machiem când. Nu? Păi poți să spui că oricum femeile. Da, ca oricum facă. Femeile știu că astea. Oricum să ne lăsați în comentarii dacă voi când sunteți la volan vă machiați. Da, să fiți foarte atente. Și să nu uitați că Larisa, pe lângă toate acestea, pe bune, chiar este o șoferiță foarte, foarte bună. Mulțumesc. Și foarte safe. Așa... Nu, nu, e foarte safe. Okay. V-am spus, prima dată, înainte de a programa această filmare, am întrebat-o. Exact. E safe să mor cu tine? Foarte safe și chiar e safe. Și eu m-am și gândit, doamne, ce întrebare poate să-mi pună, da. Dar... Și tâmpit. Nu, și tâmpitul ăsta, ce mă întreabă. Adică, bine, unde a făcut tâmpit, da? Nu, dar știi când tu ai zis la început, știi, abordăm și ai subiectul, femeile sunt proaste la volan. Am zis, aoleu, din ce categorie o fi Larisa? Eu recunosc, dar nu mă încadrez în chestia asta. Chiar nu, chiar și recunosc, sunt foarte multe femei care nu sunt atente, care nu sunt stăpâne pe volan, dar na, asta suntem noi, suntem și noi mai dificile și mai așa, mai sofisticate, da. Că suntem femei. Nu uitați pe YouTube, Instagram și Facebook, Larisa Judeleș.